A venit pe lume înzestată cu atâta talent și frumusețe încât ar putea da și altora. E elegantă, grațioasă, muncitoare, foarte ambițioasă. Vorbim despre o mică balerină care visează cu inocența și cu ardoarea de care doar un copil e în stare să ajungă cea mai bună. Din păcate, nu depinde numai de ea. Banii sunt o problemă pentru familia care e dispusă să facă orice sacrificiu pentru ca talentata copilă să-și urmeze pasiunea. Ruxandra face balet de la 6 ani, dansează de parcă s-ar fi născut pe scenă. După 3 ani de muncă, e mai pregătită ca oricând să cucerească lumea. În România a câștigat deja tot ce se putea. De la Dance Star am luat locul întâi și acesta este de la Marele Premiu al Coreografiei. Și cupa asta este de la Dance Planet. Are șanse mari să câștige locul întâi și în Portugalia, concursul la care își dorește cu tot sufletul să participe, însă costurile sunt prea mari. Gândul că ar putea să nu ajungă acolo aduce tristețe pe chipul luminos al fetiței. Eu pe stradă și când fac temele fac mișcări de balet și în autobuz câteodată mai îmi vine și la școală fac, în sala de sport, ne mai lasă domnul să facem ce vrem și eu fac chiar tot timpul. Îmi place foarte mult și asta nu mă las niciodată. Și de ce s-ar lăsa dacă este făcută pentru balet? Mama este cea mai mare susținătoare și suferă cumplit alături de fetița ei atunci când trebuie să-i spună că nu sunt bani pentru competiții. Plânge. Nu am ce să-i fac. Încerc să o sprijin cu tot ce pot. Doresc să și reușesc. De asta încerc să o... să o ajut. Sper să și reușesc. Ruxandra s-a întors de curând din Croația, a făcut cinste României câștigând locul 3, însă competiția a lăsat o gaură mare în bugetul familiei. Iar pentru ca micuța balerină să meargă și în Portugalia, părinții caută cu disperare un sponsor. Au cerut ajutor și la primărie, însă fără succes. Aceeași problemă, nu sunt bani. Ți se rupe inima în momentul în care îi spui copilului tău că îmi pare rău, dar nu poți să duc la concursul respectiv, că nu am bani. Însă Ruxandra nu vrea nici în ruptul capului să se resemneze. De 2 săptămâni vorbește numai despre competiția din Portugalia și așteaptă cu sufletul la gură vestea că problema banilor s-a rezolvat. Până atunci merge în fiecare zi la sala de dans, iar coregraful o susține. Știe că dacă va ajunge în Portugalia, se va întoarce câștigătoare. Pe vremea noastră, acum 20 de ani, cât făceam eu balet, ne era foarte greu să mergem la concursurile internaționale de balet și nu aveam acces. Ea are norocul să știe unde sunt concursurile acestea, este pregătită, doar că are nevoie de un sprijin financiar. Competiția din Portugalia începe pe 28 iunie. 2500 de euro o despart pe Ruxandra de participarea la competiție și orice ajutor e binevenit, pentru că o poate apropia pe mica balerină de visul ei.